Primăria Municipiului Hunedoara a găzduit astăzi conferința de lansare a proiectului Construire și dotare Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Hunedoara. Obiectivul general al proiectului constituie crearea și dotarea unui Centru Național de Informare Turistică și Promovarea Turistică a Municipiului Hunedoara în scopul creșterii numărului de turiști care vin în zonă. Obiectivele specifice sunt construcția unei noi clădiri într-o zonă cu circulație intensă, în apropierea obiectivului de interes turistic, cu scopul de a crea Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în municipiul Hunedoara, dotarea acestui centru cu echipamente și dotări necesare pentru realizarea activității și realizarea unui site informațional și promovarea turistică. Acest proiect are în vedere promovarea potențialului turistic în municipiul Hunedoara, în scopul creșterii atractivității acesteia ca destinație turistică. Centrul Național de Informare Turistică își propune să crească numărul turiștilor din municipiul Hunedoara cu cel puțin 25%, va avea doi angajați cu pregătire în domeniul turistic și va furniza tuturor persoanelor interesate informații cu caracter turistic. De asemenea, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Hunedoara se vor organiza și excursii la principalele atracții turistice din județ. Ceea ce se va promova în acest centru vor fi pliante cu vizitarea grădinii zoologice, atractivități sportive la Badiul de Nord, excursii și excursii la lacul Cinci și excursii în sala Hasecului, Parcul Național Retezat, la rezervația de la Zimbri. Promovarea resurselor naturale și antropice ale zonei Hunedoara, realizată prin intermediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în orașul Hunedoara, va avea drept consecință creșterea atractivității zonei ca și destinație pentru turism și afaceri, care va genera dezvoltarea economiei locale și regionale. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin Regio, Programul Operațional Regional 2007-2013, AXA Prioritară 5, Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului.